Bună seara și bine v-am regăsit la NCN. Sunt Victor Lungu. Avem lângă noi un municipiu foarte agresiv așa. Știți, era o vorbă despre Țara Moților, că ar fi cel mai imperialist, cea mai imperialistă țară, că au pornit câteva sate acolo pe lângă Abrud și acum au cucerit și Huedinu și nu mai au mult și toți sunt moți până la satul mare. Ei, iată că avem acum municipiul Turda, care de 2 ani de zile tot dau ei din coate așa, dar măcar dacă ar fi dat așa fără folos, ar fi fost poate mai interesant pentru noi ăștia cluj-napocanii. Dar dau cu folos. Asta este. No, clujeni de-ai noștri, va trebui de acum încolo să-i promovăm exact așa cum sunt. Niște oameni hotărâți, puțin la număr, mai puțin cu mult mai puțin decât cei din Cluj, cu resurse financiare mult mai mici, dar cu ambiții nemăsurate. Potaisa Turda, de exemplu, echipă de handbal. No, și de câtă vreme există Potaisa Turda? Habar n-am, pentru că v-am mai spus eu odată, eu sportiv am fost numai cu pianul și cu vioara. Dar uite-te, ieri au adus acasă primul trofeu european. Și prima declarație pe care a dat-o primarul Cristian Matei, zice, mă simt mai fericit decât m-am simțit atunci când am câștigat mandatul de primar. Hai să vedem un filmuleț și să vedem de ce. Performanță extraordinară. Handbaliștii de la Potaisa Turda au câștigat Challenge Cup după un meci excelent pe terenul AEK Atena. Grecii au câștigat returul la un punct diferență, 27-26, însă meciul senzațional de acasă a făcut posibilă câștigarea competiției. În tur, turdenii au câștigat cu 33-22, iar scorul general a fost 59-49. Cristian Matei, primarul municipiului Turda, cel care a stat în spatele acestui proiect de reviriment al handbalului turdean, încă de acum 2 ani, a fost alături de echipă la Atena. Cupa Challenge a fost câștigată de Turda. Am demonstrat încă o dată că prin pasiune, implicare și profesionalism și cu multă voință putem obține rezultate fantastice. A fost multă muncă și mult caracter în acest proiect. Sunt foarte bucuros și mândru că Turda iese din nou în față. Europa Sportivă a aflat în această seară că un oraș pe nume Turda are o echipă bătăioasă și de astăzi campioană, a declarat primarul Turzii Cristian Matei. Este pentru prima dată când o formație din județul Cluj câștigă un trofeu european. A revenit în studio. Ce-i frumos este că și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost la meci. Domnia sa se duce când e vorba să fie băi de mulțime, e omniprezent. Ultra prezent și foarte prezent. Anul trecut, pe vremea asta, putea să fie prezent și când fetele de la U Cluj, maestre, au jucat în finala Cupei României. Dar mă rog, asta este. Jucau numai după 9 ani întârziere, ca să spun așa, în care nu se mai câștigase nimica, dar așa e când confunzi politica cu administrația și vice versa. Invitatul din această seară este domnul Cristian Matei, primarul municipiului Turda. Bună seara, bine v-am regăsit la această discuție. Bună seara tuturor. Nu știu dacă să vă fiu simpatic sau să vă simpatizez, că un pic veniți prea tare din urmă, domnul primar. Și nu prea îmi place chestia asta. Dacă noi Turda o știam, o chestie prăfuită, plină de praf de ciment, cu străzile neasfaltate, cu oameni care mai stau și mai vând sticlă, cred că de acum, din secolul trecut, acolo la pod. Chestii de-astea. Cu foarte multe bariere, cum s-a spune, și multe mistere. Dar nu le pomenim aici, că ne amendează ce ne au. Ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani? De unde atâta ambiție la un politician de la un partid pe care nu totdeauna e așa de iubit între mediile noastre astea, media? Păi cred că e simplu. Nu avem o politică specială decât faptul că ne implicăm, muncim mult și cel mai important este că gândim pozitiv. Dorim să facem sau dorim să realizăm ceea ce se întâmplă și astrele ne arată că se poate. Și ale dracu astre cum s-au aliniat ele exact frumos. Ceea ce vrei. Exact peste Turda s-au aliniat ele să fie așa frumos. Bun, da. Înțeleg astrele aliniate și înțeleg că
norocul pot să-l forțez prin muncă. Da. Înțeleg că ați avut o, că v-ați format o echipă de oameni care scriu proiecte europene și le scriu bine. Dar asta cu handbalul aici, ce are, ce are proiectul european cu faptul că echipa de handbal merge așa de bine? La cât, după câtă vreme? Din 2007. Deci din 2007. De 11 ani. De 11 ani. Și de când merge foarte bine? De 2 ani. Na, ia explicații. Da, deci în 2 ani am jucat finala Challenge Cup și anul trecut am fost pe locul 3 în campionat, am luat medalia de bronz și sperăm, joi avem un următor meci, printre ultimele meciuri, semifinala mică o jucăm și să sperăm că vom avea din nou. Dar ce anume s-a schimbat în atitudine? Pentru că echipa există din 2007, bănuiesc că banii a primit din 2007. A, n-a primit. N-a primit totdeauna. Și atunci? Cred că stabilitatea. Stabilitatea jucătorilor și, apropo de echipa de care vorbeați, eu am adunat în jurul meu o echipă nu doar în scrierea de proiecte europene. Sigur că acea echipă a fost ținta principală, dar am schimbat mult în jurul meu. În primul rând am promovat tineretul, Dornic, i-am crescut. În câțiva ani, 3-4 ani, s-au format foarte bine și astăzi beneficiem de toate aceste rezultate. Nu înseamnă că echipa de handbal nu are conducerea care a avut-o acum câțiva ani. Dar și acolo, și ca și în orice, trebuie gândit, trebuie făcut o strategie. Eu, cum vă spuneam, acum 2 ani am purces într-un proiect, atât la handbal cât și la fotbal. A reușit și la fotbal, acum o să avem accederea în divizia C. Dar eu sunt foarte încântat că noi deja avem scoruri de handbal, 13-1, 11-1 la fotbal. Și pe mine mă derutează aceste rezultate. Asta e un semnal că sunt câteva echipe bune și în rest, restul destul de slabe. Dar la handbal este cu totul altceva și să nu uităm că de 2 ani de zile Turda stă între primii 4 naționali. Adică 3 sunt din București, Dinamo, Steaua, CSM și Turda. Și tot așa se menține. Ok, condiții. Cum spunea partidul înainte de 89, am creat condiții, tovarăși. Da, nu. Și de acolo vine tot urma că am creat condiții. Nu. Condițiile s-au creat, în primul rând, prin dorința oamenilor de a face. De a face mult mai mult decât au făcut până atunci. Părerea mea că exista la Turda o conducere administrativă destul de haotică, care n-a reușit nici măcar sportul să-l promoveze la întreaga lui capacitate. E, uite că noi acum am ajuns în situația în care în Europa chiar putem sta, aș putea afirma că stăm bine. Puține echipe ne-ar putea bate la această oră. Ok, apropo de Europa, ați câștigat, noi discutam ultima dată despre un mare concurs la care participa Turda, da, la momentul respectiv. 2 săptămâni mai târziu, parcă de la discuție, ați și câștigat respectivul concurs. Da. Haideți să ne spuneți vreo 2 vorbe și despre acel, ce înseamnă de fapt acel concurs și unde așează municipiul printre orașele europene. Da, deci discutăm despre un nou concept, mobilitate urbană. Chiar și la nivel european este un concept nou care începe să traseze foarte bine peste tot. Noi am lucrat și cu oamenii noștri în echipă, am avut și firme de consultanță prin care am încercat să... În primul rând ne dorim foarte mult să-l facem și datorită faptului că vin foarte mulți bani pentru infrastructură rutieră. Deci mobilitate urbană însemnând căi de acces în primul rând, da? Sau căi de mobilitate rulare? Mobilitate urbană înseamnă mai multe. Înseamnă asta... în primul rând poluare zero, artere pietonale cât mai multe, piste de biciclete, stații de biciclete, skateboard. Deci și practic să scoateți ce? Mașinile din oraș, într-un fel. Nu să le scoatem din oraș, ci să le scoatem din uzul curent al oamenilor. Primul studiu de oportunitate care a fost făcut pentru proiectul ăsta de mobilitate urbană
are și faptul că 86% din populația Turdii folosește mașina proprie pentru a merge la servici, care e o chestiune banală. Și atunci, prin tot ceea ce vom face, și ne-am ținut foarte asidu de această problemă, chiar astăzi, într-o ședință de Consiliu, am promovat ultimele 7 hotărâri de Consiliu pentru finanțarea celor 4 coridoare de mobilitate urbană. Și eu zic că se vor rezolva mult. 21 de kilometri de infrastructură urbană la ultimele standarde europene, plus piste de bicicletă, plus un centru nou care nu va mai fi cu dale și cu tot ce se poate sparge în lumea asta, ci vom încerca să facem ceva mult mai frumos cu dale de granit, cu diverse culori. Dale de granit avem și noi la Cluj. Aveți, dar de când aveți, nu mai aveți probleme. Astea se doresc, fiindcă este cea mai puternică. Plus avem foarte multe piste de bicicletă, dar avem piste de bicicletă care încep de aici și se termină nicăieri, sau se încep de nicăieri și se termină aici. Eu nu știu. Deci, poate explicați ce înseamnă acel coridor de mobilitate? Ce reprezintă? Adică, bun, știu cuvântul coridor. Deci, dar tot ce înseamnă mobilitate care traversează Turda, începând de la artera de Alba Iulia până spre Cluj, așa, a fost împărțit, este format din niște străzi. Și acele străzi au fost împărțite pe anumite tronsoane care corespundeau unui scop geografic, să spun așa. Deci, tot ce intră în Turda dinspre Alba Iulia, Târgu Mureș, până la sensul giratoriu din Turda, este coridorul numărul 1. Adică discutăm despre o strategie. Eu asta încerc să explic și celor din Cluj care ne urmăresc. Eu am spus că discutăm despre o strategie, adică nu am zis, am definit mobilitatea urbană, am zis că avem nevoie de mobilitate urbană, mai dăm 3 cuvinte, că doar politicienii sunt foarte buni la așa ceva. De ce? După care uităm ce am promis. Deci, în primul rând, nu v-ați exprima bine, fiindcă nu poate fi un proiect european fără o strategie în spate. Bun. Fără a fi aprobată o strategie, nu putem merge mai departe. Deci și noi pistele de biciclete le-am făcut pe proiect european, dar am dat banii înapoi la final. Se poate. Pentru că îl scrii foarte frumos pe hârtie și când îl implementezi, adio. Foarte ușor poți să ajungi să dai banii înapoi sau să primești corecții uriașe. 25% la un proiect de mobilitate urbană e o sumă infernală. Așa că vedeți că de-aia suflu eu și în iaurt discutând cu dumneavoastră. Că vorba aia, am mai auzit discuții și am mai avut discuții despre mobilitatea urbană. Da. Trebuie să... Pentru mine deja termine și să-ți depășiți. Noi suntem acum aproape de finalizare. Strategie nu se poate. Deci ați câștigat premiul. O să primiți banii sau... E clar că-i primiți acum, dacă ați câștigat un premiu, sau cu el, cu acest... Sigur, premiul nu are nicio legătură cu banii. Am înțeles. Premiul are relevat faptul că... Că proiectul e bun. Că proiectul este mult mai fezabil decât la celelalte două care au mai în competiție, respectiv Manchester și Milano. Asta nu înseamnă că ei nu au deja o activitate, o mobilitate urbană dezvoltată, dar pentru acest moment la care am fost noi premiați, noi eram pentru prima dată concurenți la așa ceva și a reușit că criteriile sunt mult mai bine, apropo de strategie, strategia noastră este mult mai fezabilă, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere financiar. Ok. Deci înseamnă că de acum aplicați să aduceți și bani. Oricum, cred că asta e cea mai mică spaimă. Păi asta vă spuneam, că astăzi am elaborat ultimele 7 hotărâri de Consiliu prin care vor pleca urgent, probabil că au și ajuns la București, fiindcă mâine deja trebuie aprobată finanțarea. Ce ați cerut? Bani. Pentru? Pentru cele 4 coridoare de mobilitate urbană, respectiv 7 HCL-uri. 31 de milioane. Nu le detaliem un milioane. Pic. Adică HCL-1 ce spune? Păi nu, HCL-urile astea nu sunt de sume. Nu, sumele s-au analizat înainte. Am înțeles. Astea sunt HCL-uri de completare a documentațiilor care mai a fost nevoie. Dar era foarte rapidă problema, fiindcă dacă le ratam astăzi, posibil ca mâine să nu ne înscriem. Când am discutat noi data trecută, ați spus că aveți cam vreo 3, sau vă bazați cam pe vreo 3 surse de finanțare. Pe 2 axe guvernamentale, bașca sursa europeană de fonduri.
Pe două europene. Pe două europene și pe PNDR. Și PNDR-ul. Bun. Da. Unde, deci de atunci, de acum o lună, cam ce ați mai făcut în plus? Referitor la stațiunea balneoclimatică, în urma căreia noi beneficiem de asfaltarea integrală, modernizarea integrală a 20 de artere care sunt plasate în zona adiacentă tratamentelor balneoclimatice. Deci toată zona aceea unde zona de băi. De băi. Da. În apropierea salinei, în general. Da. Sigur că noi mai putem accesa și ulterior în baza acelui statut de stațiune balneoclimatică, dar în acest moment atâta s-a putut, 5 milioane de euro. Și deja au fost elaborat caietul de sarcini, s-au făcut licitațiile, suntem în evaluare. Apropo de licitații, cum stați cu contestații? Încă n-am avut contestații. Înseamnă că... Nu, că vrem să facem o evaluare cât mai corectă și că cu... pentru noi este o mare uimire. Noi nu avem licitație fără contestație. Și de obicei când ți se contestă licitația, până refaci întreaga documentație și caietele de sarcini, se pierde timpul oricum mai lua-o. Acum, o procedură de licitație presupune, printre altele, și clarificări. Noi preferăm să clarificăm într-un timp mai îndelungat decât să avem parte de o contestație care poate să dureze mult mai mult decât ulterior, o evaluare corectă și încercăm cu cei care participă la licitație și doresc clarificări să le facem de așa natură încât să nu fie nelămuriți de discutați tot ceea ce înainte doresc. Exact, la etapa de evaluare facem toate clarificările încât să nu mai existe discuții, domnule, dar de ce cer 17 cm la osie? Pentru că numai așa e drumul meu. Sau, nu? Ca să nu mai zică, domnule, le-a dat-o cu dedicație. Da. Să se deschidă ușa numai așa, pentru că de-aia facem. Nu de-aia suntem acolo, ne-am dus acolo ca să facem treaba și vreau să o facem corect. Haideți să lămurim și treaba asta. Ce înseamnă să fii politician și în același timp administrator? Sau dacă le vedeți complementare sau în momentul în care sunteți primar, sunteți numai primar și politician mai puțin? Cred că depinde de etapă în care, sigur că primul an, primii doi ani din primul mandat de primar, ai ajuns politic acolo, nu? Ai candidat politic și se rezumă mai mult la administrație. În momentul în care ai reușit să-ți creezi echipa sau echipele și ai reușit să performezi în câteva domenii, devine mai ușor. Eu chiar așa am pățit. Deja am început să-mi reiau și activitatea politică. Nu foarte... Decât să aplic ceea ce se întâmplă în legislație, din punct de vedere politic, să le aplic corect. Da, și eu chiar dorul, nu am probleme. Ați dus dorul activității politice, ca să zic câteodată așa. Da. De ce? Ce e așa de frumos în a face politică? Nu neapărat e frumos ca să spui ceva. Eu zic că e frumos că prin politică reușești să-ți trateze programele pe care le ai. Eu la asta mă refer. În sensul că din ce în ce mai multe lume achiesează la ce se întâmplă în Turda, din ce în ce la tot mai multe lume îi place să se întâmplă în Turda. Am creat o emulație fantastică, dacă urmăriți pagina de Facebook și mai avem un grup pe Facebook care prezentăm tot ce se realizează din 10 în 10 minute. S-a creat o emulație fantastică între direcții, între serviciile primăriei, între unitățile subordonate și realmente se realizează foarte multe lucruri. Deci lumea nu este obișnuită cu ritmul ăsta. Deci ați realizat o colaborare interdepartamentală. Ca să nu lucreze numai primarul. Așa, da. Primarul doar trebuie să coordoneze, trebuie să lucreze. Așa ar fi frumos, numai cu degetul să mai arate din când în când. Să arate bine. Cum colaborați cu opoziția, ca să spun așa, cu partidele? Bine, aici e mai ciudat, pentru că în județul nostru, dumneavoastră sunteți opoziția. În județ, da. Dar așa, în general, opoziția locală, ca să spun așa, deci în municipiul Turda, cum colaborați? Nu știu. Înțeleg oamenii aceștia că, sau le-ați explicat, că trebuie să existe o strategie pe termen lung, mediu,
Și că aia, indiferent cine e la guvernare, între ghilimele, trebuie dusă până la capăt, altfel orașul rămâne. Sigur, dar tot nu vreau, la coada vacii. Nu vreau chiar să mă erijez în dascălul lor. Are cine să se dascălească. Și eu le-am explicat că ar fi bine să contribuie la dezvoltarea orașului. Din păcate, nu au nicio femeie în Consiliul Local, numai bărbați. Puțin frustrați, din cât mi-am dat eu seama, nu vor să voteze niciun proiect de dezvoltare al Turcii. Fie să abțin, fie nu vin la ședință, fie votează împotriva. Deci toate proiectele despre care noi discutăm de 2 ani de zile și care se realizează unul după fără altul, votul este opoziție. Fără votul opoziției din tur, adică opoziția însemnând PNL, că în rest nu am opoziție. Adică în rest toată lumea dorește dezvoltarea orașului. Care e explicația? Că nu pricep. Din moment ce spuneți că ați adus banii, proiectul e scris bine, că altfel nu veneau banii. Da. Banii sunt cheltuiți, bănesc transparent, că altfel iese cu bai. Correct. Și atunci, care e explicația? De ce fac asta? Da. Nu știu, cred că ar fi bine să organizați o emisiune cu ei și să-i întrebați. Păi, s-ar putea să trebuiască să facem și acest lucru, că altfel o să rămânem cu nedumerirea. Da. Eu le mai spun așa din când în când că nu procedează bine. Nu au niciun proiect de hotărâre de 2 ani de zile. Dar proiecte... Nu au nicio intenție de proiect asta, de hotărâre. Deci să vă... Măcar să vă supun probabil atenție. Probabil că așa gândesc că se face opoziția. Mai murdar, mai cu cuvinte urâte. Din contră, eu văd opoziția așa cum eram și noi când eram în opoziție. Mai propuneam și noi. Păi propuneam sigur, fiindcă dacă noi lucram în administrația, cum aveam eu la un anumit moment dat, conduceam o instituție a FPS-ului în Turda, am reușit să întorc câteva proiecte de hotărâri, bineînțeles, exprimând un punct de vedere corect și arătând că e mai bine așa decât altfel. Da, să nu zici nimic, numai să tot critici, e ok, pe mine mă încântă astfel de poziție că dispare. O, e critica e bună când e constructivă, altfel da, degeaba are. Discutăm despre critică. Haideți să încheiem până la publicitate cu vestea pe care vreți să mi-o dați. Dar nu v-am pus eu întrebarea, ca să spun așa. Spuneți-mi despre polivalentă. Deci, până și polivalentă, adică, la ce vă trebuie și polivalentă? Păi ne trebuie din mai multe puncte de vedere. În primul rând că, în ultimii 2 ani, de când echipa a cucerit atâtea titluri, este o afluență spre acest sport fantastic. Noi avem o singură sală, bine aranjată, nu în cap îndoială, dar nu e mai mult de 600-610 locuri. Și lumea ar dori să... De exemplu, acum la turul finale, cam 80% din sala Horia de Mian a fost Turda. Asta înseamnă 2400-2500 de oameni din Turda. Ceea ce presupune că deja este fezabilă o astfel de sală pentru municipiu. Plus să nu uităm că la acest sport, handbal, avem 5 echipe de juniori, toate pe primele 3 locuri în țară. Deci avem o pepinieră foarte, foarte bună de handbal. Și atunci am meritat efortul pe care l-am făcut ca să aducem și o sală polivalente. Eu mai am niște ambiții. Avem un bazin de not didactic, acum sala polivalentă și eu mai doresc să realizăm un bazin de not la standardele olimpice. Haideți să luăm publicitate și revenim. Da. Mulți au spus, nu-ți mai vine dori. Vine Turda, calcă tot în picioare. Publicitate. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro.
Ava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Ava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello, Romania. Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions? Remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni într-o noapte de vineri. O după amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. A revenit în studio. Poate n-ați fost atenți la ultimele două discuții pe care le-am avut cu domnul primar Cristian Matei, care este oaspetele meu în această seară, dar eu mi-am notat așa, cu, să zicem, cu obidă unele chestii. Aeroport, să facă concurență, să ne facă concurență nouă aici la Cluj. Stațiune balneoclimaterică aici n-are cum să ne facă concurență, pentru că, de fapt, noi, dacă am fi făcut un AC, ne-am fi învrednicit să facem un aquapark sau aqualand, poate am fi reușit să facem ceva. Dar ați pus la punct Castru Roman. E gata, da? Am înțeles. E gata finanțarea. Finanțarea. Urmează, intră în lucru. Ok, bun. Deci înseamnă că și pe partea de turist sau de, cum s-ar zice, exotist turistic. Și mormântul Lumia Vitează. Mormântul, Castru, deci și pe partea de turism o să avem concurență majoră. La asfaltări și la mobilitate urbană. Stăm bine. Să vedem. Când o să începe să dați bani înapoi, eu o să stau așa cu ochiul pregătit. Nu-i voie, să, nu-i voie. Să văd. Suntem prea sărași ca să mai dăm bani că înapoi. Că să mai dați și bani înapoi. Câți oameni are turda asta? 58-600. Contribuabil, da?
5-6-600 de oameni care... Nu toți sunt contribuabili, vreo 30.000 sau cât, 25.000 sau ceva de acolo. Și care e bugetul Turzii? 67 de milioane. Câți bani ați adus în afara bugetului? Încă 67 până în acest moment. Ok. Suntem în primul an. Încă 67 și... Dacă mai semnăm, sala polivalentă este de 18 milioane de euro. Bun. Cât ați împovărat bugetul în cei 2 ani? Pe împrumuturi să, sau n-a fost nevoie? Deci n-ați avut nevoie să luați împrumuturi? Nu, am luat împrumuturi, dar gradul de datorare este mic. Au fost niște credite neperformante pe care le-am refinanțat. Dacă am avut credite cu 4% dobândă la euro, am refinanțat cu 0,67 la lei. Și am scăpat de o mare povară și am luat și un credit suplimentar datorită faptului că la momentul respectiv l-am luat imediat după ce am preluat mandatul. Nu știam, nu aveam încă idee cam câți bani putem atrage pentru infrastructură și îmi trebuia niște sume pentru infrastructură. Care până în acest moment, după 2 ani de zile, încă nu i-am folosit. Deci tot ce am făcut până acum s-a făcut pe buget local. Probabil că anul ăsta o să folosim, dar deja intră cele 20 de străzi din Băi pe proiect pe bani europeni, intră mobilitatea urbană pe bani europeni și foarte repede, maxim 2 luni, va intra și PNDL-ul. Bun, deci intră bani. De 2 ani intră bani în Turda. Deci ați dublat în anul ăsta, practic, bugetul. Prin asta bani buget aduși. De dezvoltare. Da, buget de dezvoltare, nu de aproape cheltuieli. 100%. Da, deci, ok. Dar lumea se întreabă de ce acum sunt bani și înainte n-au fost bani. Se întreabă, este cam cuvântul la ordinea de zi în oraș. Cu atât mai mult, chiar în ultima perioadă, când s-a creat acea emulație care vă spuneam înainte de pauză, prezentăm oamenilor, cetățenilor Turzii, absolut tot ce se face în toate domeniile. Și în construcții, și în infrastructură, și în reparații, și absolut tot. De obicei, când sunt bani și încep să vină bani, începe să vină și suspiciunea. A, lucrează cu prietenii lui. A, sigur dă la o rudă. Sigur e la partid și că sigur, are sigur. Chestii... Sigur, m-aș da. Mira să nu aveți astfel de discuții. Nu mă interesează. Fiindcă nu de-aia m-am dus acolo și în al doilea rând, eu văd ce se întâmplă, lumea vede ce se întâmplă. Că mai vorbesc pe la colțuri, nu știu. Bun. Deci, dar așa direct. Deci în emisiunile trecute am notat aeroport, drumuri, Băi, aveți și Salina. Avem și omorim și Salina. Da, așa e trefurată cumva. Și o să avem și un centru multifuncțional de agrement și tratament. Deci polivalentă, bazin olimpic ca ambiții, ca dorință. Da. Deci toate, înseamnă că încercați să pregătiți un fel de orășel sportiv sau parte sportivă a municipiului. Nu. Nu este numai la capitolul dorințe. Deci noi la, în iulie sau în august 2016 m-am dus la Mederab cu proiectul de complex sportiv. Noi suntem singurul oraș din județul Cluj, singurul municipiu care are 5 terenuri de fotbal grupate în jurul stadionului. Un lucru care le-a plăcut foarte mult și federațiilor de fotbal, de exemplu, de handball. Ok, deci înseamnă că până din, și la... Din acel complex sportiv am început cu sala polivalentă, că nu poți să le faci pe toate atâta. Și ar urma, în ordine naturală, cum le-am prezentat noi acolo, ar urma bazinul olimpic. Deci în 2 ani ne trezim deci, și cu deci Turda, oraș sportiv european. De ce nu? Păi sunt, de ce? Suntem mai aproape ca și Clujul de aeroport. De ce, domnul Matei, nu vă vedeți de treabă? De ce vreți să ne concurați pe noi ăștia că suntem da, noi? Eu zic, concurența dezvoltă. Deci păi așa ar trebui să fie. Da, nu să fie numai deoparte, să fie de cum stați pe partea de imobiliar? Imobiliar, am ultimele informații, 20-22% a crescut deja. Așa. Asta, bineînțeles, contribuie și inelul de autostradă și... Și faptul că suntem un fel de dormitor al regiunii metropolitane, facem parte din regiune, dar puțin.
Da, da. Regiunea este mult prea înghesuită și atunci toată lumea se va destinde. Și o să către... ziceți că vine către, o să vină către stațiune, ca către să spun stațiune, așa. Deci da. Atunci măcar cu asta scăpăm, că o să transformăm Turda în stațiune. Și atunci nu o să mai trebuiască să ne luptăm. Da, apropo de toate chestiunile astea care le discutăm, trebuie să rețineți că ceea ce am mai discutat la o emisiune, Turda are din 2016 la sfârșitul anului o strategie aplicată și bine argumentată și aprobată de Consiliul Local. Turda n-a avut niciodată o strategie aprobată de cineva. Ei, acum s-a lucrat mult, este complexă. Încă se lucrează la anumite sectoare. Dacă nu-i ziceți plan de dezvoltare urbană, că mi-au zis cuvinte de genul ăsta. Nu. E o strategie de dezvoltare, asta este, a municipiului Turda, nu? Da, da. Urbană, bineînțeles. Ok, dar nu-i plan că e cu reguli, sper, și cu reguli bine bătute în cuie, adică da, zona de case e zona de case, zona de blocuri e zona de blocuri, parcurile sunt parcuri. Apropo de chestiunea asta, această strategie care este deja aprobată se va tot îmbunătăți și se va completa până când vom avea nouă pugă. Noi din 99 nu mai avem pugă. Și deja suntem învechiți, adică oamenii deja cer altfel de dezvoltare a Turzii pe anumite străzi. Noi avem niște UTR-uri destul de restrictive, dar acum lucrăm la treaba asta. Aveți zone moștenite, să spunem așa, zonele industriale, care împiedică dezvoltarea municipiului, așa cum o gândiți. Nu. Nu vă încurcă fostele fabrici? Deci fostele fabrici există toate. Așa, și funcționale. Mai că la alte standarde, la alt număr de cetățeni acolo angajați. Deci se păstrează profilul, fiindcă Turda a fost un municipiu prin excelență calat pe materiale de construcție. Da. Și acolo, a fost și blestemul. Acolo rigipsul, batecul și mai departe. Noi acum primul tronson din proiectul ăsta de mobilitate urbană îl avem exact pe acea stradă 22 decembrie, unde sunt cantonate toate firmele. Ma ceramica a dispărut, că este Dedeman. Chimicile a dispărut și acum sunt fabrici de confecții. Măcar ați mai scăpat de poluare, ca să spun așa. De poluare. Haideți să dăm niște detalii despre proiectul castrului roman. Să-l dezvoltăm un pic, să explicați și mie ce o să văd. Deci castrul roman are un perimetru de protecție maxim și unul de protecție imediată. În perimetrul de protecție imediată nu este voie să apară nicio altă activitate decât... Și asta se întinde pe 29 de hectare. Iar perimetrul de protecție maxim... Deci, practic, 29 de hectare sunt conservate definitiv, ca să spun. Nu în totalitate pe acest proiect, fiindcă nici acest proiect nu a presupus mai mult de 5 milioane de lei. Dar încercăm, în baza unui proiect care a fost deja executat, să încercăm să refacem centrul castrului roman. Și bineînțeles, cum s-a întâmplat și la Alba Iulia, cetatea a fost dezvoltată în fiecare an prin atragerea de noi surse financiare, așa o să facem și noi. Și acum ai punct de turistic, de atracție maximă. Practic, se dau oamenii cu bicicletele pe acolo, altceva. Cam cât... Noi acum avem și o decontaminare pentru 10 hectare și acolo dorim să facem acel așa zis aquapark, fiindcă 10 hectare se pretează la așa ceva și sperăm să nu dați peste strămoși acolo în aquapark, atunci vi se închide repede lucrarea, ca să spun așa. Va trebui să colaborați și bănuiesc că colaborați cu acești arheologi și istorici pe acest proiect. Nu, deci zona unde a fost depozitate resturile la Uzina Chimică. Deci acolo vreți să... Și dacă o să iasă oamenii ăștia cu ochi multipli, cu... Se duci și faci o baie la Aqualand în Turda și te întorci contaminat. Nu. Deci eu nu gândesc așa departe. Eu vreau să întâi să-i dau destinația și după aia vedem și cu oamenii. Și ce trafic turistic estimați de pe urma a ceea ce faceți? Că bănuiesc că toate acestea vreți să le legați, nu? Salina, Castru, și le legăm printr-un funicular, printr-o gondolă. Așa cum spuneam și mai de mult, este prinsă în planul de mobilitate urbană, dar ulterior încheierii celorlalte lucrări. Și eu apreciez că, deci cu Mina Iosif de la Salina, cu
Castru Roman și cu Mormântul Lumea Viteazul undeva la 1.200.000 pe an. Aia înseamnă că va trebui să dezvoltați și un complex turistic. Da, da. Adică aici suntem puțin deficitari la hoteluri și la spațiile de cazare. Va trebui să ducem o politică separată pentru acest lucru, dar acum am început. Nu pierde nimic din vedere. Da. Dacă ai o strategie bună, nu pierde nimic din vedere. Așa mi-ați promis că aveți strategie. Avem acel centru multifuncțional care pune puțin în valoare cotidianul sălbaticul din băile din Turda. Și acolo va fi ceva, o să preluăm un lac natural, sărat, care să îl includem în noua construcție, da? Da. Și suntem obligați prin acest proiect să punem la dispoziția cetățenilor spații pentru pensiuni, hoteluri, adică terenuri. Să implicați să facă ei propriile lor proiecte, nu pentru pensiuni. Păi sigur, asta vrem, numai că acolo noi avem o problemă. Este foarte, vreo 47 de hectare sunt zonă nămoloasă și atunci... Vreau să vă spun că Turda n-a avut niciun centimetru de teren întabulat. Acum avem 46% în 2 ani de zile. Dar trebuie să identificăm zonele din băile sărate unde noi putem da teren de construcție. Și acest lucru se va realiza prin acest centru multifuncțional, dar fără a avea un puz de ultimă oră, nu ai cum. Sigur, acest puz costă, dar ne va folosi foarte mult la viitorul PUG. Dar nu vi se pare că, din punct de vedere al, așa cum văd eu mental harta, e un fel de dezechilibru, adică puneți o presiune foarte mare numai pe turistică, pe o anumită zonă din Turda și rămâne partea aia cheile Turzii, nu tot de Turda aparțin. Nu. Nu, deci nu mai sunt ale Consiliului Județean. A, că ne putem... Că practic... Ne putem și noi implica. Da, că... Că în parte din județul Cluj, da. Cum s-ar zice, e păcat de la Dumnezeu, lumea știe că vede mormântul lui Mihai Viteazu și pe aia imediat își aruncă privirile către cheile Turzii. Din păcate, sunt probleme încă în cheile Turzii. Ar trebui investiți niște bani. Mă, că actualul Consiliul Județean investește în Temirce. Păi, actualul Consiliul Județean investește în scandaluri cu regiile. Deci, 2 ani de scandaluri... Sunt bine documentate, sunt bine instrumentate. Asta sunt bine este. Instrumentate, numai că eu zic că e o epuizare majoră pentru nimic. Cine câștigă din scandal? Nu știu, probabil viitorii directori de regie. Păi ăia când să fie numit sau să primească... Da. Haideți să vorbim, că mi-a rămas dator de dată. La politică. Nu, am depășit. Vedeți că mă abțin din greu să spun politic ceva. Dar am rămas dator de data trecută. Ați rămas dator de data trecută să-mi spuneți despre dezamăgirile dumneavoastră. Dezamăgiri? Da. Nu, m-ați întrebat așa și probabil, nu da, știu. Da. Și tot așa pe final mai aveam 2 minute și... Păi la ce să fiu dezamăgit dacă eu cumpășesc din România în Europa, venim cu un premiu. Nu avem dezamăgiri. Am dezamăgiri... Doar în circuitul birocratic în care suntem antrenați cu toții, pe fonduri europene, acolo, da, acolo chiar am dezamăgiri, că prea mult durează. Mă asigur că nu ușor în 2 ani de zile să faci foarte mult, s-a făcut foarte mult în 2 ani. Ai nevoie de un mandat, poate și de al doilea ca să-ți termin toate proiectele, dar am putea scurta ritmul ăsta lent în care ne mișcăm. Și de ce nu faceți și un proiect de acest gen în care să le spuneți, bă, copii... Păi, am mai discutat cu mulți parlamentari de-ai noștri ca să... Dar aici trebuie discutat cu parlamentarii europeni. Încă ei pot acționa acolo ca aceste circuite să se scurteze foarte mult. Deci noi suntem tributari la faptul că în Comisia de Licitații avem reprezentanți ANAF. Ei sunt, spun ei că sunt puțini. Vreau să întrunesc comisia, chem reprezentanții, îmi vin peste o săptămână, stau o zi, ne trimite în altă parte, iar stăm. Deci, direcția mișcării hârtiilor este cea care ne omoară întotdeauna. Pe mine asta mă deranjează, adică, domnule, am stabilit o comisie, eu mă duc și în 3 săptămâni, 4 am terminat. Și mă apuc de lucru, că așa dacă tot plimbăm hârtii, cum spuneți dumneavoastră... Direcția mișcării hârtiilor, deci de multe ori am zis că această... cum se zice, consopeală, este mai periculoasă decât era fosta securitate. Da, așa e procedura. Birocrația. Eu nu contez că-s puțini. Domnul primar, eu vă mulțumesc că ați venit la mine în emisiune din nou. Oricum ne întâlnim luna viitoare.
Poate n-ar fi rău ca luna viitoare să ne întâlnim și cu unul din parlamentarii din zona dumneavoastră, să întrebăm un pic cum mai avansăm. Asta cu... înseamnă că trebuie să o facem în a doua parte a săptămânii. Exact. Și, exact, și să discutăm un pic și despre problema aia nerezolvată a irigațiilor și să vedem cam cum s-ar putea lega anumite lucruri. Vă mulțumesc. Da, și el e un subiect interesant. Păi este și va trebui să-l rezolvăm. Și eu chiar m-am ocupat de el, mă. Tot așa, este. Circuitul birocratic. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. O seară bună tuturor, oriunde v-ați afla. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Te așteptăm la Alma Natura în Vivo cu o selecție variată de produse bio și naturale, suplimente alimentare, ceaiuri, produse apicole și cosmetice naturale. Indiferent dacă vrei să slăbești, să dezvolți masa musculară sau ai o intoleranță alimentară, nutriționiștii noștri te vor consilia gratuit să faci cele mai bune alegeri. Restaurantul Livada este locul în care preparatele gustoase, vinurile bune și oamenii de calitate își dau întâlnire și creează o atmosferă prietenoasă. Meniul Livada include preparate semnate de șef Patricia Palieri, un răsfăț al simțurilor, o desfătare atât pentru ochi, cât și pentru papilele gustative. Te așteptăm pe strada Clinicilor numărul 14. Poți să comanzi și acasă de pe www.restaurantlivada.ro. Noul nostru serviciu de delivery este prompt și eficient. Velt Imobiliare are acum 3 sedii primitoare pentru a-ți face viața mai ușoară atunci când cauți să vinzi, să cumperi sau să închiriezi o locuință sau un teren. Te așteptăm în Gheorghen pe strada Liviu Urban 9, în centru pe 21 decembrie 24 sau în Florești pe strada Vramiancu 209. Velt Imobiliare. Căutăm împreună, reușim împreună! Îți faci planuri pentru o nouă casă? Noi suntem planul tău perfect. Moți Construct construiește pe strada Soporului numărul 7, cel mai nou ansamblu rezidențial de locuințe. Moți Construct oferă celor în căutare de locuințe de calitate compartimentări diverse care pot satisface cu ușurință cele mai exigente dorințe. Apartamente cu una, două sau trei camere semifinisate și, foarte important, cu balcoane generoase. Moți Construct este cel mai în vogă ansamblu rezidențial din Cluj. Tu ce mai aștepți ca să te muți acolo? DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Deietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Când e vorba de siguranță, fiecare minut contează, fiecare secundă e importantă. Suntem acolo unde e nevoie, mereu la timp pentru siguranța ta totală. Pentru
cel mai scurt timp de intervenție, echipaje pe cartiere. Pânda Total Security. Ochii mari la pândă. Restaurantul Perla din cartierul Zorilor organizează nunți, botezuri și orice alte evenimente pe care doriți să le sărbătoriți cu cei dragi. Dar banii de pe această reclamă nu ar merita dacă nu v-am spune că avem și o terasă excepțională, unde vă puteți răcori seara în fața unei beri sau unui suc cu prietenii voștri. Restaurantul Perla, în același loc, pe strada Pasteur 56. De limba mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Julius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau gyros pizza sau faimoasa Leonidas pita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul spartan din Julius Mall și participă la revoluția din cartea de bucate. Sunt sclave în serele și fermele din Italia. Româncele care lucrează în domeniul agricol sunt agresate, hărțuite și discriminate. Asta susține un europarlamentar care luptă pentru drepturile conaționalelor din diaspora. Femeile românce lucrează în condiții improprii în Italia, în special în Sicilia. Există date care arată că angajatorii italieni le supun unor tratamente care intră sub incidența legilor penale italiene și internaționale. Avem de a face cu condiții inadecvate de muncă, cu neplata salariilor la timp, cu abuzuri fizice, psihice și sexuale. Nu puține sunt cazurile în care femeile sunt obligate să muncească chiar și câte 12 ore pe zi în căldură, fără apă și fără mâncare, a declarat Gabriela Zoană, membru al Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen. Politiciana a subliniat că victimele se tem să depună plângere pentru că o mare parte dintre aceste femei lucrează la negru. Datele statistice arată o situație îngrijorătoare. În Italia trăiesc în jur de 1 milion de români, dintre care doar 600.000 sunt angajați cu forme legale. Au șefuit 4 apartamente în decurs de o lună în Italia. 2 români au furat bunuri în valoare de 1000 de euro dintr-un imobil situat în centrul orașului Gela. Marius Ciprian Maftei, în vârstă de 31 de ani, și Alexandru Florin Popu, în vârstă de 29 de ani, au acționat ca în filme. Conaționalii au ales mai întâi blocul, apoi au găsit momentul propice după ore bune de filaj. Ulterior au dat cele 4 lovituri. Însă la ultima spargere hoții nu și-au luat suficiente măsuri de precauție. În consecință, polițiștii au identificat destul de repede după amprente. Marius Ciprian Maftei și Alexandru Florin Popu au fost arestați. Cei 2 români sunt acuzați de furt calificat. Autoritățile au descoperit în cadrul anchetei că indivizii făceau parte dintr-o rețea de infractori care acționa în mai multe orașe italiene. Cazul românilor se va judeca la tribunalul din Gela. Scriitorii români au cucerit Spania. Dovada, anul acesta, târgul de carte de la Madrid este dedicat României. Concret, spaniolii vor organiza zilnic conferințe și dezbateri despre cultura, civilizația și valorile noastre. Mai mult, scriitorul Mircea Cărtărescu a fost invitat să țină primul discurs la conferința de inaugurare. Organizatorii târgului au pregătit și alte surprize pentru comunitatea de români din Spania. Conaționalii vor avea ocazia să stea de vorbă cu poeta Ana Blandiana și cu istoricul Vasile Lupașc. De asemenea, la standul României se vor prezenta 300 de volume ale unor scriitori contemporani. Este o oportunitate extraordinară de a reuni cele două țări care au multe lucruri în comun, dar care din cauza dictaturii comuniste au fost separate pentru o jumătate de secol. Spania este țara care a tradus cei mai mulți autori români, a declarat directorul Institutului Cultural Român de la Madrid. Oficialul a mai anunțat că spaniolii au pregătit și 20 de ateliere de lectură pentru copiii conaționalilor. Târgul de carte de la Madrid va avea loc în perioada 25 mai-10 iunie.
Yes, okay, yeah, I'll do it.